este doliu uriaș în lumea academică după ce un renumit profesor s-a stins din viață. Este vorba despre profesorul Anghel Stanciu, cel care a fost și parlamentar pentru o perioadă de 6 ani. Anghel Stanciu s-a născut pe 15 august 1949 comuna Toporu, România. Anghel Stanciu, unul dintre inițiatorii pensiilor de serviciu pentru parlamentari și un deputat cu 6 mandate, a pledat pentru restabilirea responsabilității în Parlament. Votul final privind aceste pensii a avut loc la 15 decembrie și s-a desfășurat prin ridicare de mână și nu prin vot electronic. Rezultatul a relevat 287 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri. Proiectul de lege a fost adoptat cu unele discuții după plecarea liberalilor din cameră. Menținându-se un cvorum de 274 de voturi, cu nemărginită durere în suflet, familia anunță trecerea în neființă a celui care a fost profesor universitar emerit, doctor docent doctor inginer Anghel Stanciu, tată, frate, soț, bunic și om între oameni. Vei rămâne veșnic în sufletele noastre. Sicriul va fi depus la capela Daniel și Anca, vis-a-vis de intrarea în cimitirul Eternitatea, în cursul zilei de marți, iar înmormântarea va avea loc joi, la cimitirul Eternitatea, la ora 12, spunea nora acestuia, Irina Stanciu,